dosarul spre amendă, deși toate amenzile comandă la curtea de apel la Chiroșca. La Chiroșca, care eu nici nu am participat în ședință, s-a amendat. Acum, pe data de 16, au fost încă două amenzi, s-au respins recursul avocatului, s-a amendat din 16 până ieri, se redactează amenda. Oamenii așteaptă alegeri să vadă, să le aplice sau nu, și așa mai. Frică au, de aceea, dacă nu-ți avea frică, deodată le-ați aplicat în aceeași zi. Mai departe, toți avocații de stat, doamna președinte, au spus că au făcut legea avocaturii. Mai departe, avocații de stat lucrează la comanda lui Chiruță și așa mai departe. Și vă aduc dovezi. Un singur avocat, rusul Alexandru, în 20 de procese verbale de contravenții, în timp de 2-3 ani, nu aplică ștampila lui de avocat. Nu cere recuzarea judecătorului pentru neaudierea martorilor. Dar cel mai principal, agentul constatator, că martorii de acum am dus eu martorii și le-am dat dovet că s-a amans și am depus în dosarul penal și am dovedit că totul e legal la comandă. Dar avocatul e ca acum, pe rătoi, vrea Cornescu, care am înțeles azi, el de mâi viceprocuror la Botanica, Cornescu comisarul Cornescu să salveze Plozovan prin judecător Rățoi. Domnule judecător Rățoi, Andrei s-a gădat, nu-i Pilat. Andrei, dacă tu vrei, eu îți dovedesc că m-ai citit ca tine de 100 și de 1 milion de ori, mă înțelegi? Joi, mi se trimite de avocat din nou la ora 5 și îmi spune că adăuză am ședințe de judecată la ora 11. Dar de ce nu citează? Pe telefonic sau măcar prin citate după lege. Ia că și justiție se face în Republica Moldova, cred că de grabă. Vreau să spun așa. Eu născut de ziua independenței Americii și vreau să spun că aici la Oleg Brega se promovează adevărata democrație din Republica Moldova, nu așa prin minciună și fațărnicie. Și vreau să spun că un om care o leacă judic cu capul o să votez un partid, eu dopusim o să votez, măcar că votul partidilor este votul omului secret, dar eu pot spun că pot să votez un om care merge în Dacia Logan, nu care merge în mașină de 300 de mii sau de 500 de mii Bentley și așa mai departe. Când să avem în Parlament să nimerească oameni cinstiți care să apere drepturile omului, dar nu buzunarul propriu. La Parlamentul la noi este cuibușor de nebunii, centru de business privat și așa mai departe. Mulțumesc, vreți să mai spun ceva, poftim. Referitor la averi, mie îmi pare foarte rău, văd medici care umblă cu mașini de 50 de 100 de mii de euro, văd profesori fix așa mașini, văd deputați, primari și eu dau o întrebare, pentru ce există centru anticorupție, pentru ce există procuratura, poliția, o așa armată mare. Eu pun diviza numărul 1, orice partid care va susține programa care o propun eu, justiția, poliția, SIS-ul, să fie redus la 50% și să fie medicină și învățământ gratis, eu susțin partidul ăsta cu mâini și cu picioare. Și voi ruga societatea civilă să o susțin. Niciun partid nu vrea să preie lucrul ăsta. Lor le convine să preia sistemul și să facă un fel de genocid care se numește democrație în Republica Moldova. Asta e părerea mea. Dumneavoastră propuneți ca să fie înjumătățite instituțiile de stat și funcționari de stat și din banii economisiți să facă ceva acolo. Medicină gratis sau ce a spus? Medicină și învățământ gratis. Sau învățământ gratis. Nu este posibil să fie medicină gratis și învățământ gratis, dar vreau să spun ceva. Nu numai jumătate, eu sunt convins că cu un sfert din instituții și din angajați... Asta înseamnă 80%, asta înseamnă numai cu 20% din toate instituțiile și toți angajații, statul Moldova, așa cum e mic și depopulat, poate să funcționeze foarte bine. Și aceste economii, dacă ar rămâne în acești bani, în loc să fie redistribuiți la acești funcționari, dacă ar rămâne în economie reală, ar ajunge, oamenii ar putea singuri să-și asigure și medicina și ce a spus dumneavoastră. O medicină gratis sau ce a spus dumneavoastră gratis nu este posibil. Doctorii nu o să lucreze pe gratis sau...
Eu acum vă lămuresc o chestie. Pe banii economisiți, din 50% care spun eu, este posibil de a face medicină și învățământ gratis. Este posibil. Este posibil. Eu am calculat. Vreau să zic că după ultimele date, numai Securitatea Republicii Moldova, numai Securitatea Republicii Moldova să cheltui piște 1 miliard de lei. Asta este destul de a face medicină gratis. Uitați-vă, atunci am eu alte propuneri, am alte idei. De ce să nu facă următorul parlament următoare lege? Tot ceea ce câștigă economia într-un an, să spunem, la bugetul de stat pentru funcționarea statului să fie doar a 10-a parte. Adică din tot ceea ce câștigă bugetul de stat pe un an, cheltuielile cu statul să nu depășească 10%, hai 15% cel mult. În rest să rămână în economie reală, ceea ce înseamnă că toate instituțiile să fie așa de economie, să fie așa de simplificate, încât doar 10, hai 15% din tot ceea ce câștigă, din toată economia, din tot banii din economie, să fie dați pe aceste instituții publice. Asta înseamnă să fie puțin și nu să aibă salarii ca și armașul, asta înseamnă. Vreau să zic că eu cam ne-am expus gândul și singurul ți-a expus gândul. Este altă întrebare, că iată, s-a apropiat un domn și a spus că de grădinițele de stat, un domn s-a apropiat și a spus că în grădinițele de stat vreau să zic că se fură hrana de la copii. Și eu socot că asta pentru mine n-ar fi o noutate sau ceva grav. Asta este o normă. Furtul, înșelăciunea și minciuna e la ea acasă în Republica Moldova. Și ca să nu se întâmple lucrurile astea, trebuie de redus. Vreau zic, pe bază de concurs, nici nu trebuie 10 procurori corupți, nici trebuie un procuror care dorește justiție și dreptate și face lucrul ăsta. Nici nu trebuie 100 de judecători, nici trebuie un judecător care judecă după merite și după cauza care este. Ei nu trebuie 1000 de polițiști, mie îmi trebuie un polițist care face reguli și ordine publică, dar nu dezordine, și poliție politică, care se practică în Republica Moldova. Dar de ce spun că trebuie medicină gratis? Eu cu tata ne merit zilele astea la spital. Eu vreau să spun că polițele astea de asigurare, asta este o mumeală și o amajeală. Și dacă s-ar aloca banii ăștia de la Ministerul de Interne și de la Ministerul de la SIS spre asta, să dăie niște salarii normale și să fie medici după concurs, automat medicina nu poate să fie gratis. Medicii poate să te consulte gratis, la spital să primești și tot, nu toate analizele pot să fie gratis, dar pe banii economisiți se poate de făcut gratis. Învățământ trebuie să învețe și să aibă studii superioare de cei care au merite și au capacități de a avea studii superioare, dar nu acei care plătesc bani. Ia ca unde vreți să vezi. Noi vrem să schimbăm, să trăim odată și odată ca oameni, sau noi vrem să trăim ca în junglă? Ia ca ce se petrece în Republica Moldova, asta e viață ca în junglă. Gay paradul este electoral, îmi stă în gât de acum. Nimeni nu dorește să apere interesele populației de aici. Nu știu de ce folosești ca cuvânt de ocar gay paradul, când gay paradul e o... Gay paradul e o formă de exprimare, de asociere, de întrunire liberă, democratică, e un simbol al democrației. Nu știu de ce compari debandada ce se întâmplă în viața politică și cu libertatea de întrunire, de asociere. Eu cred că el face o glumă, ca și când instituțiile nu sunt serioase, în loc să fie instituții responsabile, ca și când ei se bucură de viață. Da, vreau să spun ceva. Da, referitor, eu sunt de acord cu Oleg Brega, nu ar fi de făcut glumă pe chestia asta, dar problema între cei că eu altfel nu pot să exprim și că societatea să fie acceptată mai clar, să înțeleagă că tot circul ăsta și mascarada măscăricilor care se face și nunta nebunilor în Republica Moldova, că să fie acceptat de cetățeni și de societate mai clar. Că dacă eu aș scrie în alt fel, societatea nu ar accepta chestia asta. Să mă înțeleagă corect, eu n-am nimic împotriva minorităților sau altceva. Asta e făcut ca un fel de... Ați înțeles, ca un fel de glumă, ca un fel... Fiecare om înțelege cum dorește chestia asta.
ca o satiră. Eu vreau să spun ceva. Cine vreodată o să încerce să facă într-un stat medicină gratis, drumuri gratis, ce mai spus domnul să fie gratis? Învățământ gratis. Vreau să spun ceva. O persoană care el a învățat foarte bine și după asta e specialist foarte bun în medicină sau în învățământ, el își merită bani și el nu o să vrea să lucreze pe gratis. El o să ducă în altă țară, nu o să nu-i pună pe dânsul cineva, hai lucrează tu în țara asta gratis. Dacă o să fie așa, el o să fugă din țară, cum a fost în Uniunea Sovietică. Stați un pic, altceva și spuneți dumneavoastră, dacă statul o să finanțeze lucrurile astea, adică vine pacientul și nu... Da, vine pacientul și nu el plătește, dar din altă parte, dar de unde? Cine trebuie să plătească? Acum vă lămuresc, pe banii economisiți, de parte de... Ei bine, bine, bine. Mai dat. Pe banii economisiți de la SIS, de la Ministerul de Interne, de la Justiție, mai precis în Justiție, banii ăștia care s-au închid 50% se duc direct la salarii profesorilor, se duc direct la salarii medicilor. Da. Și de la diplomați. Da. Să mă scuz, diplomații din Republica Moldova și corpul diplomatic din Republica Moldova, mulți care nu știu, este finanțat de Uniunea Europeană. Ei primesc salarii nu din fondurile Republicii Moldova, dar din fondurile Uniunii Europene. Da, Oleg, ești interesat mai bine de chestia asta. Nu dai de din cap. Ничего подобного. Ce ține de diplomați? Toate serviciile acestea și de ambasadă și de consulate erau necesare până să inventeze tehnologiile moderne de comunicare. Acum, cu tehnologiile moderne de comunicare, este suficient ca în cadrul